Epava de la Costinești se dezmembrează pe zi ce trece. Partea din spate a navei a cedat sub propria greutate și s-a prăbușit în mare. La cei 81 de ani, bătrâna navă pare că cedează puțin câte puțin sub povara vârstei și a valurilor mării. Vântul puternic din ultimele săptămâni și furtuna care a ridicat valuri de 7 metri au mușcat o bucată importantă de tablă din navă, care s-a și scufundat în câteva ore. Vasul pare să fie acum al nimănui. Primăria nu poate interveni, iar autoritățile ridică din umeri. Nava Evanghelia era deja într-o stare avansată de degradare, însă nu se dezmembra. În imaginile surprinse zilele trecute în timpul furtunii, se vede tabla ruginită care abia se mai ține de corpul navei. Ne învață că, indiferent din ce suntem făcuți, suntem trecători pe lumea asta. Și, din păcate, timpul n-a stat în loc pentru ea. Primăria a încercat să afle cu este Epava Evanghelia din Costinești, sau cel puțin care este instituția care ar trebui să se asigure că nu este un pericol pentru turiști. Cert este că nu e în arenda Autorității Navale Române, nici a Apelor Române și nici a Ministerului Transporturilor. În vedere că este pe apă, ar trebui să se ocupe ori Apele Române, ori ANR-ul, dar din păcate nu ar fost revendicată de nici una dintre acestea și nu se află o grada nimănui. Nava Evanghelia i-a aparținut vestitului armator grec Aristotel Onassis și a eșuat în 1968, după ce a navigat foarte aproape de țărm și a rămas blocată în nisip. Acolo ar fi fost abandonată de echipaj și astfel a devenit proprietatea statului român. O altă legendă spune că marinarii ar fi naufragiat intenționat pentru ca proprietarul să încaseze asigurarea.